oficiale de astăzi cuprinde întâmpinarea persoanelor oficiale, intonarea imnului național al României de către muzica militară a garnizoanei Bacău, oficierea serviciului religios, alocuțiuni privind însemnătatea evenimentului și depunerea coroanelor și jerbelor de flori. Vă rugăm ca pe timpul desfășurării activității să aveți o comportare decentă, iar în momentul intonării imnului național, bărbații să se descopere, iar întreaga asistență să cânte. Noi așteptăm în câteva momente apariția persoanelor oficiale. Vă mulțumesc! Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Pamfil. Domnul Vasile Izvoranu și deputatul Cristian Ichim. Alături de dâns și viceprimarul municipiului Ionești, domnul Adrian. Are loc intonarea imnului național. Urmează ceremonialul religios, slujbă de pomenire a eroilor neamului și făuritorilor Marii Uniri, oficiată de către un sobor de preoți. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pre toate ne împlinește, vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-un noi. Ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunul de sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trebuie, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfântmele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodiani, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare. Se cuvine să dăm dajde cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Ne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu milință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului nostru român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit ale simplinii cerele, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dorește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește-n mile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhule pădării de sine pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când te-ai trimis în lume la propovăduire, insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți învretnicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe păruitorii umari uniri, pe toți români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Precum aia și rugăciunile părinților noștri, au ei ajutorul și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început, că tot Duh, Dumnezeu, într-o
nostru, dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru casele să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care-i călcat moartea și pe deaul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-ne în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Dă-ne miluiește! Și odihna fericiților cu adormire, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, preună și Părintelui Tău celui fără de început și preasfântului și bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru fericita adormire veșnică, odihnă de Doamne sufletelor fericiților, adormiților eroi și lefelor Doamne veșnică, pomenire! Pomenire veșnică, pomenire veșnică, lor pomenire! Doamne veșnică, pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Din lor, din neam în neam, din veac în veac, și de felor, Doamne, veșnică pomenire. Viața
ierte cu drepții Să-i numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască. Ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimate autorități centrale și locale, dragi români, la această zi de bucurie și de naștere națională, înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vă adresează cuvânt de întărire, cuvânt de mulțumire și cuvânt de slavă lui Dumnezeu. În cele ce urmează, voi da citire acestui cuvânt. 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar între state independente ale lumii. În urmă cu 105 ani, românii din Transilvania, Bucovina, Basarabia și regatul României, vorbind același dulce grai românesc și având aceeași credință apostolică, au mărturisit într-un cuget dorința de unitate națională într-un singur stat independent și suveran. Această realizare istorică a cărei valoare simbolică a însuflețit generații întregi de români iubitori de țară și de neam, naște în sufletele noastre sentimente nobile de profundă recunoștință față de personalitățile vieții politice și religioase ale acestei națiuni, care și-au consumat existența pentru construirea unui ideal pe care tineri neînfricați l-au apărat în lupte cu prețul sacrificiului suprem. Românii de pretutindeni, moștenitorii acestei mărețe împliniri naționale, au datoria sfântă de a purta în inim cu onoare valorile care definesc identitatea națiunii române și de a face cunoscute în spațiul intercultural și interreligios mondial frumusețea și specificul culturii și istoriei acestui neam binecuvântat de Dumnezeu, purtând cu cinste numele de români. Contextul mondial actual, măcinat de conflicte și de crize și dominat de globalism și consumerism, constituie o adevărată provocare pentru toți cei care în afara sau în lăuntrul granițelor țării simt și gândesc românește. Aceste încercări ale istoriei în care ne este dat să trăim, să fie pentru noi un bun prilej de mărturisire a crezului național și de reafirmare a valorilor și idealurilor pentru care s-au jertfit ctitorii neamului românesc. Să fim conștienți că unitatea țării este rezultatul efortului pe care cele mai înalte spirite ale acestui neam l-au depus de-a lungul istoriei, că este un proces care a început înainte de anul 1918 și care trebuie să continue în fiecare inimă de român ce își asumă oriunde s-ar afla în lume istoria și patrimoniul spiritual dăruite de înaintași. Această zi de aleasă sărbătoare națională să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducere aminte de făuritorii României mari, imbold de a rămâne în unitate de credință și de neam și de a conserva și promova patrimoniul spiritual național. Oriunde ne-am afla în lume, să nu uităm că suntem un popor creștin care și-a păstrat unitatea și identitatea înălțând în rugăciune gândul smerit către Dumnezeu, să păstrăm în inim crezul nostru național, să ne cinstim eroii și să purtăm o adâncă recunoștință înaintașilor care au ctitorit numele binecuvântat al României. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze ziua națională a României, să pogoare între români pacea și iubirea, să inspire pe cei ce ne conduc în a lua cele mai bune decizii, să ocrotească pe români oriunde s-ar afla în lume și să ne dea puterea de a rămâne vrednici urmași ai părinților acestei națiuni. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. Semnează înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dragi români, astăzi și mâine la mulți ani, iar în veșnicie, vă doresc să ne întâlnim cu toții în veci. Amin. Mulțumim preacucernicilor. Părinți, urmează alocuțiuni privind însemnătatea evenimentului. Îl invit la cuvânt
pe primarul municipiului Onești, domnul Victor Laurențiu Neghină. Stimați invitați, preacucernici părinți, dragi oneșteni, iată că bunul Dumnezeu a făcut posibil ca și astăzi să fim din nou împreună în această zi sfântă pentru poporul nostru, pentru a-i celebra și a-i pomeni pe cei care au plătit cu prețul vieții, pentru ca noi astăzi să trăim liber și pentru credința noastră. Vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria martirilor și eroilor noștri. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Și pentru că luna decembrie este o lună a bucuriei, continuăm generată de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, continuăm seria evenimentelor. Pe 24 decembrie, la ora 17:30, ne vom întâlni cu Moș Crăciun lângă bradul din noua și moderna piațetă a catedralei. Pe 31 decembrie, la ora 10, ne vom reîntâlni, așa cum este tradiția, aici în fața primăriei pentru a primi colindătorii. Iar și tot pe 31 decembrie, la trecerea dintre ani, ne vom întâlni din nou în piața catedralei pentru a sărbători trecerea în nou an și, bineînțeles, inaugurarea pieței catedralei. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi oneșteni, la mulți ani Onești, la mulți ani România! Mulțumim domnului primar pentru aceste cuvinte. Invităm persoanele oficiale în public. Urmează depunerea coroanelor și gerbelor de flori. Pe acordul imnului eroilor, cum spuneam, urmează depunerea coroanelor și gerbelor de flori. Va depune coroană primăria municipiului Onești, primar Victor Laurențiu Neghină. Și Camera Deputaților. Thank you.
se depune coroana din partea Parlamentului European, europarlamentar Dragoș Benea. Depune coroană Consiliul Județean Bacău. Consiliul Local Promești. Depune coroana Asociația Veteranilor de Război. Depune coroana Asociația Cultul Eroilor. Depune coroană Protoria Municipului Onești. Mulțumim garnizoanei pentru prezență. Continuăm ceremonia depunerii coroanelor. Depune coroană partidele politice. Partidul Social Democrat Onești. Depune coroană Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei.
depune coroană Partidul Național Liberal. Depune coroană sece de pe PSA Onești. Depune coroană aur Onești. Depune coroană poliția locală Onești. Depune coroană poliția lui Onești. Depune coroană Jandarmeria Onești. Depune coroană detașamentul de pompieri Onești. Depune coroană Direcția Generală Dezvoltare Locală, Direcția Cultură, Biblioteca Municipală, Cinematograf, capitol Muzeu Onești. Depune coroană Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Depune coroană Spitalul Municipal Onești. Depune coroană Raja Esa Onești. Depune coroană Clubul Sportiv Municipal Onești.
depune coroana Asociația Pensionarilor Onești. Depune coroană Școala Gimnazială Emilă Racoviță Onești. Depune coroană Școala Gimnazială George Călinescu Onești. Depune coroană Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. Colegiul Tehnic Gheorghe Țachi Onești. Depune coroană Colegiul Național Grigore Moisil Onești. Depune coroană Școala Gimnazială Ghiță Mocanu Onești. Depune coroană liceul cu program scolar Nadia Comăneci Onești. Depune coroană liceul tehnologic Dacia Onești. Depune coroană liceul tehnologic Petru Poni Onești. Depune coroană liceul tehnologic Fericitul Ieremia Onești. Depune coroană școala gimnazia Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Onești. Yeah.
Și cu aceasta declarăm închise festivitățile de astăzi. Mulțumim tuturor pentru participare. Vă dorim o zi plăcută în continuare. La mulți ani români, la mulți ani România! Let's go.